Cel puțin la nivel declarativ, PNL și PSD vor încerca să termine programul de guvernare și abia apoi vor vedea cine va fi premier. Numai că tocmai numele viitorului premier se cere în cazul unei întâlniri la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Colega mea Gabriela Mihai alături de noi. Gabriela, bună ziua! Ce se mai știe despre negocierile care au loc la această oră? Am găsit de mai bine de două ore se află liderii social-democrați împreună cu liberalii, dar și o parte dintre liderii UDMR la negocieri, la discuții pe programul de guvernare, însă pot să vă spun că de aproximativ două ore se și ceartă. Deocamdată nu au reușit să ajungă la niciun punct de vedere comun. În aceste momente subiectul de discuție este cel referitor la majorarea pensiilor. Știm că social-democrații își doresc o majorare a pensiilor cu 11%, însă liberalii susțin că nu există bani în buget pentru aceste majorări și că impactul bugetar este foarte mare, iar pentru a asigura astfel de majorări ar trebui să fie luați bani de la investiții. Rămâne de văzut dacă vor reuși până la urmă să se înțeleagă în cursul acestei zile, pentru că vedem, chiar dacă liderii celor două partide susțin că nu mai am foarte multe lucruri din programul de guvernare depus în acord, ei bine, astea puține care au rămas sunt motive de tensiune între social-democrații și liberali. Totodată, important de menționat este că astăzi liberalii au o ședință la ora 19, o ședință a biroului executiv, în care vor discuta despre programul de guvernare și despre tot ce au agreat împreună cu social-democrații. Pe de altă parte, nu este exclus să discute inclusiv despre o propunere de premier. Am văzut declarațiile politice făcute aici la intrare înainte de a începe această ședință. În momentul în care a fost întrebat despre varianta ca în cazul unui premier rotativ social-democrații să fie primii care dau acest premier, Rareș Bogdan, unul dintre liderii liberali, spunea că este exclusă această variantă. Pe de altă parte, ieri a avut loc o întâlnire între cei trei lideri ai partidelor, Florin Câțu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, o întâlnire în urma căreia au stabilit că aceasta este cea mai bună variantă a premierului rotativ. Însă depinde foarte mult și cine va da acest premier. Dacă vor fi social-democrații cei care vor da numele de premier pentru prima parte din guvernare, atunci e cel mai probabil că vicepremier și ministru al finanțelor publice ar fi Florin Câțu. Însă liberalii se opun ca social-democrații să fie primii care dau premierul. Prin urmare, Florin Câțu ar vrea să fie el propunerea de premier, însă știm că social-democrații nu își doresc acest lucru și exclud această variantă, iar o altă propunere rămâne de discutat în Partidul Național Liberal. Până acum am văzut că a fost vehiculat numele lui Nicolae Ciucă, însă ceva mai devreme premierul Florin Câțu și președintele Partidului Național Liberal menționa că nu este neapărat o prioritate să fie numele lui Nicolae Ciucă, ci poate veni și cu o altă variantă de premier. Vom vedea ce se va întâmpla în ședința din această seară a Biroului Executiv a Partidului Național Liberal.